Când am fost la conferință, am avut ocazia să-l ascultăm pe Dr. Walt Larimore. El ne-a împărtășit câteva adevăruri importante care ne ajută în privința sănătății. În această meditație ne va arăta mai detaliat câteva lucruri despre sănătatea noastră. Walt, îți mulțumim mult! Mă bucur Apreciem prezența ta aici! Să vorbim despre un subiect pe care nu l-am abordat încă, despre obezitate. Aceasta a devenit o epidemie în America. Vorbește-ne despre ea, cât de serioasă e problema și ce putem să facem în acest sens. Este mai grav decât oricând și, ca urmare, speranța de viață la adulți este scurtată, iar copiii noștri ar putea să fie primii din istoria Americii, a căror speranță de viață este mai scurtă decât a părinților lor. Vedem boli la cabinet acum, la copii, pe care le vedeam doar la adulți. Atac de cord, tensiune ridicată, diabet juvenil și efectele emoționale asupra copiilor. Copiii obezi sunt predispuși la depresie, anxietate sau ridiculizare. Este o problemă. Acum, legat de obezitate, putem să facem ceva cu privire la ea? Pentru mine, aici trebuie să recunosc că eu am fost obez. Dacă m-ai fi întrebat, aș fi răspuns, nu sunt obez. Dar, practic, din punct de vedere științific, eram obez. Deci, cum își dă seama cineva dacă are o problemă cu obezitatea? Eu nu vreau să recunosc asta. Cum știi dacă ești obez și ce e de făcut? Trebuie să cauți informații. Pentru copii există un barem, procentul indicului de masă corporală, pentru adulți peste 18 ani, indicele de masă corporală, un calcul computerizat. Introduci sexul, înălțimea și greutatea și spune. Dacă ai greutate normală, peste normal, mult peste normal, obezitate sau obezitate morbidă. Odată ce ai această informație, poți acționa pe baza ei. Ce faci? În cazul meu, doctorul m-a întrebat, ce anume te-a schimbat, Sami? Când am aflat că am cancer, am înțeles adevărul că trupul meu este templul Duhului Sfânt și că nu m-am îngrijit de el cum dorea Dumnezeu. Am luat o decizie în inima mea, dar vorbim acum de omul obișnuit. Ce trebuie să facă pentru a aduce în viața lui schimbarea necesară? Am făcut niște studii cu Spitalul Florida din Orlando și am analizat diferite intervenții. Cea care pare să aibă cea mai mare eficiență este atunci când o familie întreagă decide să adopte obiceiuri sănătoase în ceea ce privește exercițiul fizic și mișcarea, în ceea ce privește alimentația și somnul. Când întreaga familie acționează împreună, se vede diferența. De fapt, am creat un program gratuit de 8 săptămâni pentru familii. Iar pentru ascultătorii noștri care nu au familie, poate trăiesc singuri sau sunt necăsătoriți, pot urma programul cu un grup mic, cu un grup de studiu, cu un alt grup sau cu colegii de la serviciu. Faptul de a face activitățile împreună aduce o schimbare. Unde găsim acest program de 8 săptămâni pe care l-ai creat? Putem să-l punem la dispoziție pe site-ul tău. Programul de 8 săptămâni, care are două faze. Primele 8 săptămâni reprezintă pașii mai simpli, iar apoi programul 2 cu pași ceva mai intensi. Dar începe cu primul pas, vezi care sunt opțiunile disponibile și împreună cu familia sau grupul tău, alegeți pașii pe care vrei să-i urmați voi ca familie. Când începi să ai reușite, aceasta clădește roadele pentru pașii ulteriori. Bine, vom face câte un pas odată și vom avea pe parcurs și victoria. Apucă-te de lucru! Da, ne punem pe treabă. Mulțumim mult! Cu plăcere!